Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana, iar azi vorbim despre My Hero Academia, sezonul 3. Vă zic și eu părerea mea despre acest sezon și despre ce se mai întâmplă în acesta. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de smash pentru a distruge butonul de like, cele subscribe, dați și clopoțelul pentru că veți avea ce trădeți pe aici. Bun, hai să începem! Killer Banana. Mulțumesc lui Tenzen pentru acest intro minunat care a apărut pentru prima dată pe Discord. Deci dacă nu sunteți încă membri pe Discord, aveți serverul în descriere. Continuăm așadar seria de recenzii ale sezoanelor din My Hero Academia cu acest sezon 3 din anime. Sezon în care aflăm mai multe despre istoria lui All Might, dar și sezon în care personajele devin din ce în ce mai bune, îmbunătățindu-și puterile. Și da, vin și niște spoilere, deci pregătiți-vă. La începutul sezonului vedem cum personajele din Class 1A merg într-o tabără de vară, loc în care sunt puse la diverse teste pentru a-și îmbunătăți abilitățile. Dar bineînțeles, lucrurile nu sunt atât de drăguțe pentru că League of Villains atacă din nou această clasă, punând în pericol elevii, dar și profesorii lor odată cu acest atac. Aici vedem cum personajele se despart practic în mai multe grupuri, iar fiecare începe să se confrunte cu un alt villain, villain care nu sunt deloc ușori de bătut, mai ales pentru niște elevi. Dacă vreți să studiezi de fapt în anul întâi, lucru care le pune o mulțime de probleme, dar într-un fel se descoperă mai bine fiecare student din My Hero Academia, din această clasă, și aflăm și noi mai multe despre puterile lor, practic, pentru că ei se despart și observăm așa cum acționează în diverse condiții, fiecare înfruntând un alt oponent. Tura asta, parcă atacul celor din League of Villains este mai puternic față de cel din primul sezon. Facem cunoștință și cu villainii din Vanguard Action Squad, iar din acești villaini pare că Debbie și Himiko Toga ies mai mult în evidență. Mi se par chiar foarte interesante aceste două personaje, Debbie și Himiko Toga. Himiko apare și mai încolo în acea competiție pentru stabilirea, mă rog, cine va câștiga acea licență pro de supererou. Dar aceste două personaje au apărut, dar nu au apărut încă la potențialul lor cel mai mare. Adică încă au apărut, dar nu și-au arătat acest potențial și cred că își vor arăta potențialul în sezonul 4 mai mult, pe care urmează să-l văd, dar sunt destul de interesante, mai ales Himiko Toga, care mi-amintește puțin de Orochimaru, chiar din Naruto, și încă nu este clar, bine, probabil este clar pentru cei care ați văzut sezonul 4, dar deocamdată din sezonul 3 nu îmi dau seama ce putere are ea de fapt, dar e legată de sânge și ea nu pare că este așa un personaj foarte stabil, și la fel și cu Debbie, cred că din nou avem un personaj foarte puternic, deși el nu și-a arătat nici el nu și-a arătat potențialul probabil în acest sezon 3, și urmează să văd ce va mai face mai departe așa și în sezonul 4. Practic în această primă parte a sezonului 3, Class 1A sunt înfrânți, iar Bakugo este capturat de villain. Lucrurile nu rămân așa pentru că se pornește o misiune de recuperare a lui Bakugo, misiune care se finalizează cu acea confruntare între All for One și All Might. Aflăm că All for One este rivalul lui All Might, cel mai mare, el fiind de fapt și liderul celor din League of Villains. Despre acesta știm și că este cel mai puternic răufăcător din Japonia. All Might practic sacrifică tot în lupta asta cu All for One și îi predă ștafeta acum în cel de-al treilea sezon lui Midoriya. Midoriya, care acum el trebuie să demonstreze faptul că este un adevărat erou și urmașul său, iar pentru a face acest lucru el practic îi oferă acest mentor și, mă rog, devine într-adevăr de acum antrenorul lui, într-un fel, chestie sugerată chiar și din intro și chiar și după, la finalul acestei lupte cu All for One. Final care cred că este și cel mai reușit episod din acest sezon, episod care a fost și highlight-ul său per total, pentru că de la acest episod lucrurile au cam
au cam stagnat așa în mare parte. În finalul sezonului 3, studenții din clasa 1A sunt mutați în cămine, își îmbunătățesc puterile din nou și participă la acel test pentru a-și lua licențele de supereroi provizorii. Pentru a-și lua licențele provizorii, participă la un examen și își dau seama de faptul că sunt într-un dezavantaj major față de studenții celorlalte academii. Dezavantajul major era că toți ceilalți studenți le știau practic puterile celor din clasa 1A pentru că ei, bine, pe lângă faptul că s-au confruntat cu League of Villains, au participat și la acea competiție pe care am văzut-o în ultimele sezoane, acea piramidă, dacă vreți, competiție transmisă în toată lumea și competiție care totuși le dă de gol puterile, iar acest lucru este un factor care influențează cumva participarea lor la aceste examene de a obține licențe provizorii, de a deveni supereroi, pentru că toți ceilalți practic le știu puterile și se pot folosi de această informație pentru a-i ataca și a-i obține, și a obține un avantaj. De fapt, chiar și Aizawa spune că de fapt le ascunde faptul că studenții de la UA nu prea reușesc să obțină această licență provizorie tocmai din acest motiv, că își arată puterile în aceste competiții care au loc în fiecare an și îi lasă pe ei să-și dea seama și ei, studenții, își dau seama destul de repede de acest lucru pentru că toată lumea îi atacă pe ei, pentru că le știu puterile și știu cum reacționează. All in all, le reușesc să facă față destul de bine acestor atacuri, iar o parte din ei își au licențele provizorii. Avem și episodul acela special în care se face reclamă la film și da, deși este mai slab, e un mod foarte interesant abordat de creatori. Așa. Da, so, aici este partea cu acel film despre care mi-ați spus și voi. Da, este între sezonul 3 și 4, cumva, acest film. Nu știu dacă am să-l văd, dar mi-a plăcut episodul respectiv, deși, da, este mai slab în comparație cu celelalte, dar mi-a plăcut stilul său pentru că face cumva reclamă filmului. Iar acest lucru a fost destul de drăguț, așa că dacă privești din perspectiva că acel episod este o reclamă, zic că este o reclamă reușită totuși. Și a creat așa un interes destul de mare, probabil atunci când a apărut filmului, ceea ce este ok așa. În final vedem și lupta între Deku și Kachan, luptă care se termină practic cu victoria lui Bakugo, care află și el despre secretul lui Deku și anume că acesta a moștenit puterea lui All Might. Acest episod, Deku vs. Kachan, este un alt highlight al sezonului, adică din nou ne face așa să trecem prin mai multe trăiri și lucrul ăsta chiar a fost interesant. Și cam atât, cu asta se termină și acest al treilea sezon. Sezon despre care vă pot spune că parcă totuși nu s-a ridicat chiar la nivelul sezonului 2 și al primului, dar cu toate acestea are niște highlights și bineînțeles principalul highlight al sezonului este confruntarea lui All Might cu All for One, acea confruntare în care All Might practic își pierde puterile, dar confruntare care are un rol major și important asupra continuității poveștii, dacă vreți, pentru că Deku acum a devenit symbol of peace, într-un fel, în My Hero Academia, deci el chiar trebuie să se ridice la un anumit nivel, iar faptul că Bakugo reușește practic să-l înfrângă după toate cele lucruri îți pune niște semne de întrebare și te faci să te gândești la faptul că el nu este chiar un supererou chiar atât de bun deocamdată, dar se ridică și cred că în sezonul 4 va fi mult mai avansată această transformare așa a lui și cred că vom putea spune despre el că devine încetul cu încetul un symbol of peace. Da, în afară de aceste lucruri, mi-a plăcut acest sezon, are și multe faze amuzante, are și faze serioase și cred că My Hero Academia se menține așa în mare parte, deși adică e enjoyable chiar și acum când am ajuns la sezonul 3. Oricum, sezonul 4, din ce am văzut din nou, este un sezon care este mai direct, așa să zic, cel puțin la început, dar pe măsură ce se apropie finalul sezonului 4,
devine mai interesant și am să mă uit la el și o să vorbim și despre sezonul 4. Dar deocamdată atât, sezonul 3 din My Hero Academia a fost ok și acest anime cred că este destul de enjoyable așa, încă din sezonul 1 până în sezonul 3, mă mențin așa părerea despre el. Deși al treilea sezon, da, a fost o leacă mai slăbuț, poate dacă vreți în comparație cu celelalte două, dar are highlights și cred că devine din ce în ce mai interesant așa pe măsură ce trec episoadele. Voi ce spuneți așa despre acest sezon 3 din My Hero Academia? L-ați văzut? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Planau! O vară minunată, Killer Bananas! Un moment de reculegere pentru cei din clasa 8-a și a 12-a. Îți dau un like dacă mă pui la final!